Sănătatea mehedințenilor este una dintre prioritățile președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Astfel, un proiect de o importanță uriașă se desfășoară în cadrul Spitalului Județean de Urgență din Drobeta, Turnu Severin, prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea unității de primiri urgențe. Astăzi, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a efectuat o vizită de lucru pentru a verifica stadiul lucrărilor. Ce v-ați propus până la sfârșitul lunii aprilie să faceți aici? În cadrul unității de primiri urgențe, lucrăm în momentul de față la deschiderea compartimentelor interioare și la demararea tuturor instalațiilor interioare, la demararea distribuției. Fie că vorbim de instalații sanitare, electrice, gaze medicale, termice și așa mai departe. Până la sfârșitul lunii aprilie ne-am propus să deschidem parțial compartimentările, toți pereții interiori și să demarăm instalațiile în porți. Lucrările sunt întoi la Spitalul Județean de Urgență din Drobeta, Turnu Severin. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, s-a deplasat la fața locului pentru a verifica modul în care se lucrează, pentru ca la final pacienții să poată fi primiți în condiții de siguranță. Alături de acesta au fost reprezentanții unității medicale, dar și cei ai firmei constructoare. Domnul inginer, vreau să ne povestești, să ne explici mai degrabă ce lucrări ați făcut aici și ce urmează să faceți în perioada următoare. Fiecare salon este dotat cu tubulatură de introducere a aerului și în băi cu extracția aerului. Avem gaze medicale, oxigen și vacuum la fiecare salon. Rampele medicale vor fi montate la capătul paturilor. Fiecare pat va avea iluminat, prize, gaze medicale, va fi complet utilizat. Avem sistemul de detecție pozat pe tavan, împreună cu sistemul de iluminat și circuit de reprindere. Vlad, când crezi că va fi gata, din punctul vostru și al nostru de vedere, lucrările pe corpul B, astfel încât să poată conducerea spitalului să mute înapoi secțiile care au fost aici? Ne propunem ca la finalul iulie să luăm o opțiune serioasă spre a începe să mobilizăm pacienții din celelalte zone din spital. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, acordă o atenție deosebită domeniului sănătății. Se desfășoară lucrări de reabilitare, dotare și modernizare în cadrul tuturor spitalelor de pe raza județului, astfel încât mehedințenii să aibă parte de servicii rapide și de calitate superioară. Am venit astăzi pe șantierele din incinta Spitalului Județean de Urgență Drobeta, Turnu Severin, pentru a vedea stadiul lucrărilor, pentru a vedea modul în care se derulează toate lucrările. Acum suntem pe șantierul care privește construirea noii clădiri de la unitatea de primiri urgențe, așa cum bine observați. În cea mai mare parte, clădirea a fost ridicată. V-a spus și responsabilul de lucrare ce lucrări se fac în momentul de față și ce urmează să facă în următoarea lună. Nu am ce reproșuri să fac pentru că sunt mulțumit, eu trec destul de des pe aici și sunt mulțumit de modul în care evoluează și modul în care se lucrează cu privire la acest proiect, mai ales că să nu uităm că pe acest proiect privind unitatea de primiri urgențe, în momentul de față au început lucrările și pentru construirea noului heliport, acolo în spatele spitalului, și la momentul când vom începe să așternem piatră și să asfaltăm, o să mergem și acolo. De asemenea, un alt șantier foarte mare aici constă în reabilitarea clădirii mare a spitalului județean. Sunt aproape gata lucrările exterioare în ceea ce privește anveloparea, s-au schimbat toate ferestrele și deja în mai multe corpuri ale spitalului se lucrează la interior, se lucrează într-un ritm bun pentru că toți ne grăbim. În primul rând se grăbesc cei din spital ca să aducă înapoi secțiile care au fost relocate pe perioada executării acestor lucrări. Heliportul va plasa Spitalul Severinean în topul unităților medicale din România, deoarece în țară sunt foarte puține piste de aterizare pentru elicopterele medicale. Reprezentanții unității sanitare au vorbit despre importanța acestui proiect și roagă pacienții să le ofere înțelegere, deoarece în această perioadă actul medical se desfășoară în paralel cu lucrările. După cum putem să observăm cu toții, lucrările avansează și avansează într-un ritm foarte bun, spunem noi, și în urma discuțiilor pe care le-am avut cu domnii constructori. Așa cum putem observa, aici este clădirea undeva
urma să funcționeze unitatea de primiri urgențe, menționez cât de importantă este această unitate de primiri urgențe pentru județul nostru, fiind singura unitate din acest județ. Știți foarte bine că sunt foarte mulți pacienți care se adresează acestui serviciu. Așa cum v-am mai spus în repetate rânduri, spațiile sunt insuficiente. Noi am dotat în paralel și cu foarte multă aparatură. Pacienții vin, necesită investigații, necesită un timp mai lung de staționare și astfel este binevenită această clădire ca să putem să-i tratăm în siguranță și așa cum trebuie. De asemenea, așa cum a spus și domnul președinte, s-au demarat lucrările la heliport. Țin să subliniez și importanța acestui obiectiv, pentru că până acum sau până când se vor finaliza lucrările, noi suntem nevoiți să ducem pacienții cu ambulanța la locul de aterizare al elicopterului. De cele mai multe ori, acești pacienți care necesită transportul aerian sunt pacienți gravi, necesită să fie asistați de medici, de cele mai multe ori sunt ventilați mecanic și ținând cont și de deficitul de personal de la serviciul de ambulanță. De foarte multe ori suntem puși în situația că atunci când nu este medic la ambulanță, medicii noștri, urgentiști, anesteziști, să urce cu pacientul în ambulanță și să-l predea echipajului de transport aerian. Astfel, având acest heliport în curtea instituției, vă dați seama ce importanță are pentru noi acest lucru, pentru că se scurtează toți acești timp și medicii pot să predea pacientul în siguranță și să se întoarcă la locul lor de muncă. Criza sanitară creată de coronavirus a arătat necesitatea și importanța investițiilor în infrastructura de sănătate. Astfel, obiectivele proiectate pentru unitățile medicale din județul Mehedinți sunt mai mult decât oportune. Consiliul Județean Mehedinți derulează investiții în valoare de 200 de milioane de lei, fonduri europene și din bugetul județului, la Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin, Unitatea Centrală, UPU și Ambulatoriu, secțiile TBC și Psihiatrie și secția externă de la Vânjumare.